Haideți să ne ridicăm în picioare, citesc un cuvânt din Matei, capitolul 5, pagina din Biblie 926, Matei 5, începând cu versetul 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va mai căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcat în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Vă rog să ocupați locurile și împreună să spunem cu toții slăvit să fie Domnul. Se spune că sunt trei categorii de oameni la care este foarte greu să le dai să mănânce. Prima categorie de oameni la care e greu să le dai să mănânce ceva sunt oamenii bolnavi, pentru că ei sunt la regim. Nu mănâncă cu smântână, nu mănâncă cu prea mult zahăr, sunt anumite probleme pe care ei încearcă să le evite. A doua categorie de oameni este greu să le faci mâncare, sunt oamenii care se pricep bine la mâncare, adică la bucătare. E foarte greu să faci de mâncare la șefii de restaurante, șefii de la bucătărie. O să vadă că pătrunjelul nu-i pus bine, o să vadă că e prea puțin mărar sau prea mult. Și mai este o categorie de oameni la care e greu să le dai să mănânce, ăștia sunt oamenii sătui. Sătui. Ăștia o să aleagă numai anumite lucruri, o să le ia așa pe alese ce își doresc ei. Iubiții mei, Biblia spune în Matei capitolul 5, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Nu știu care a fost ultima predică care ai ascultat-o, dar din punct de vedere spiritual, tu ai mâncat o mâncare. Acum vreau să spun că dacă ai consumat acele calorii care au intrat în tine, acele proteine, dacă ai alergat pentru Dumnezeu de la ultima predică până aici, dacă n-ai stat liniștit să dormi, da? Să te odihnești, atunci înseamnă că ai venit flămând în dimineața asta la biserică. Și Biblia spune că Dumnezeu poate să sature după dorință tot ce are viață. De aceea spun, Doamne, mai lasă peste noi hrana Ta și dă-ne putere să fim bucuroși și mulțumitori de cuvântul Tău. Vreau să vorbesc un mesaj foarte simplu, foarte la subiect și nu foarte lung, despre creștinii care se aseamănă cu sarea, cu lumina și cu cetatea. Sarea, creștinul care este, lumina, creștinul care face și cetatea, creștinul care se vede. Până la urmă, iubiții mei, Dumnezeu nu ne va împărți între penticostali, carismatici. Ați văzut când vine războiul și ortodoxul și penticostalul îngenunchează, nu? Noi între noi nu ne înțelegem când e pace, dar cu alții. Dumnezeu până la urmă nu o să ne împartă după culte, după religii. Dumnezeu o să zică sarea, lumina și cetatea la dreapta. Restul nu mai contează. Restul la stângă. De aceea vreau să ne uităm la aceste caracteristici pe care Domnul Iisus le-a luat ca să exemplifice pocăința într-un mod simplu. Dacă n-ai avea acces la Biblie sau dacă vrei să concentrezi sau să rezumi toată Biblia la trei capitole, aștia sunt Matei 5, 6 și 7. Îți garantez că dacă le trăiești, ajungi în cer. Nu sunt ușor de trăit, sunt ușor de înțeles, dar nu sunt ușor de trăit. 1. Sarea, creștinul care este. Atunci când eram la școală, am făcut multă limba engleză, poate voi ați făcut limba franceză, și voi și noi. Trebuie să fim sinceri că am crezut că nu o să avem nevoie niciodată de asta în viață. Dar ați văzut apoi că nevoia vă învață și nevoia ne învață. Și eu lucrez în domeniul IT și am nevoie de engleză ore întregi pe zi, voi de franceză. Dar știu bine că atunci când am învățat la școală primele verbe, ele au fost două. Cel puțin în engleză era verbul a fi, to be, și verbul a avea, to have. Tare mult la român le place verbul a avea. L-ați observat? O uita de a fi. De a avea 10. Cât ai? Și ne întrebăm unii pe alții și ne uităm la ce avem. Iubiții mei, m-am uitat în Biblie, niciunde Iisus Hristos nu aprecia pe cineva pentru ceea ce avea. Să zică, bă, dar câte hectare de pământ ai, felicitări, zice, extraordinar.
N-am găsit, dacă cumva am, vă rog la final să mă opriți, dacă cumva greșesc. N-am văzut pe Iisus Hristos la nimeni să zică, bă, ce casă extraordinară. No, așa da. N-am văzut. Dar n-ați văzut că nu e exact asta le apreciam. Ce telefon frumos, ce mașină frumoasă. Iubiții mei, dacă vă uitați la cei care fug acum din Ucraina, n-ați observat că nu mai contează că unul a avut un hectar și altul a avut un apartament în chirie. Nu mai contează lucrurile astea. Toată Biblia asta vrea să ne învețe ceva, că e mai important verbul a fi decât a avea. A fi. Uitați-vă la Adam. A avut Edenul și l-a pierdut. L-a ajutat cu ceva, că a avut Edenul între? Ce de acolo? Uitați-vă la Iov, a rămas cu un ciob în mână pe o grămadă de cenușă. Dar verbul a fi nu l-a părăsit, a rămas lângă Dumnezeu. A rămas credincios. Chiar dacă a avea s-o pierdut. Animale, copii, case, tot ce vreți. Robi, spunea Iov, stric pe robul meu și nu-mi răspunde. Păi nu mai răspunde robul, nu? Când patronul e în faliment, cine se mai răspunde? Angajatul a plecat la altul. Nu mai răspunde. Iubiții mei, sarea e creștinul care este, care are niște proprietăți. Vedeți dumneavoastră, eu pot să vă aduc nisip aici care se asemene exact ca și sarea. Există nisip care seamănă ca și sarea, dar nu e sare. Tu poți să seameni cu un pocăit, dar să nu fii pocăit. Bă, zice, seamănă, zice, cred că maică-sa e prorociță. Dar el stă cu ochii deschiși la rugăciune. N-ați observat? Taică s-o predică sau taică s-o slujește, dar el... Dragii mei, sarea are câteva caracteristici pe care dacă ele iei, nu mai e sare. La fel, creștinul are câteva caracteristici pe care dacă îi le iei, nu mai e creștin. Nu mai e creștin. Sarea nu este sare pentru care un ambalaj frumos. Ați văzut în Franța vreo reclamă la sare? Eu n-am văzut. La sare nu se faci reclamă. Iubiții mei, la pocăitul adevărat nu trebuie să-i faci reclamă. Prezența lui, viața lui, trăirea lui, e o reclamă în sine. Sare nu-i sare pentru care o culoare deosebită. Sare nu-i sare pentru că arată frumos în vitrine la Lidl sau la Kaufland. Sare este sare pentru care are niște proprietăți speciale și le enumăr fără să intru în detaliu la ele. Dar înainte să vorbească Iisus despre sare, le enumer aici în Matei 5. Ferice de cei săraci în duh. Adică să te scoli dimineața și să spui, Doamne, eu o să mor în dimineața asta dacă nu-mi dai un cuvânt de la tine. Eu nu o să pot rezista astăzi în Paris, în lumea în care trăim, în învălmășala asta, în miile de reclame, dacă nu îmi vorbești astăzi, dacă nu mă îmbogățești cu prezența ta. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Acum ai două opțiuni, să plângi în libertate, cum e aici Parisul, sau să plângi sub stațiile de metrou, din Kiev. Nu? Am văzut ieri primii copii născuți în stațiile de metrou. Și mame care alăptau. Cred că la alea nu trebuie predici de o oră ca să se roage 5 minute. Se roagă fără nicio predică. Ferite de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, nu? Auziți, sarea, creștinul care este. Ferite de cei flămânzi după sfințenie. Ferite de cei milostivi. Ferite de cei cu inima curată. Iubiții mei, o inimă curată înseamnă un telefon curat. Am văzut tineri care își pun parole din alea complicate. Rușii măcar au pus Z pe tancuri. Noi punem, toate le punem. Acum dacă ai predici pe telefon, nu-ți trebuie parolă grea, nu? Dacă descoperă mama telefonul sau soția și dă de o predică. Inimă curată înseamnă un telefon curat. Inimă curată înseamnă un pormoneu curat, nu? Eram într-o biserică și am zis, am vrut să exemplific faptul că toate drumurile vieții noastre duc la judecată. Și am întrebat în biserica aceea când ești într-un magazin. Da? Sunt multe rafturi, multe drumuri. Unde duc toate drumurile? Și un frate a zis, acasă. Zic, nu, la casă. Ne mărturisim la final, știți? El a zis că acasă. Era obișnuit să meargă direct acasă de la rafturi. Înțelegeți? Da? Iubiții mei, un pormoneu curat, nu? O inimă curată nu înseamnă neapărat o cămașă curată. Că noi putem fi curați pe exterior. David în Psalmul 51 era curat pe exterior. Dar a zis totuși, a zis, Doamne, spală-mă.
O inimă curată înseamnă o vorbire curată. Nu? Nu cu două înțelesuri. Nu bârfă, nu minciune, nu invidie. O vorbire curată, o minte curată. Că până la urmă tot ce facem în viața asta, toate acțiunile noastre pornesc de la mintea noastră. Ferice de cei împăciuitori, că ei vor fi chemați fii ai Dumnezeu. Să cauți pacea. În județul Bistrița Năsăud, în urmă cu 2 ani a murit un frate, a murit în Bistrița, dar el a locuit câteva zeci de ani în județ. Și în spatele casei lui era o pădure. Și într-o dimineață au auzit topoare în pădurea lui, avea o pădure care era proprietate personală, care era în spatele grădinii. Au auzit topoare acolo, au auzit mișcări, s-au îmbrăcat, au ieșit din casă dimineața de vreme și au mers, au văzut niște hoți care luau din lemnele lui. Și au zis, pot să vă ajut? Ăștia au crezut că și ăsta e hoț. Au zis, hai, punem împreună și la final împărțim. Și-a pus mâna, a pus umărul, i-a ajutat și la final a zis, nu-mi trebuie nimic. Și-a plecat. Și hoții la un pahar de bere s-au lăudat. Mă zice, fii atent ce am pățit, zice. A mai venit un hoț, ne-a ajutat, l-a încărcat, nu i-a trebuit nimic. Și aia care erau acolo, dar cum arăta? Zice, uite așa, păi zice, aia era gazda. Deci nu are cum să fie. Bă, da, era gazda. Numai că e un om al păcii. O prefera să piardă lemne ca să vă câștige pe voi pentru împărăție. Cel puțin unul din hoții ăia în biserică astăzi. Nu știu ce ați făcut voi. Ce făceam eu? Cred că meream cu drujba noi, nu? Înțelegeți? Iubiții mei, pocăința așa au mers până acum. Nu cu predicatori, mulți cu vizualizări, multe cu like-uri. Nu. Pocăința au mers cu oameni care au căutat pacea. Ferește de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferește de cei prigoniți. Dacă ești sare, o să fii prigonit, să știi. În metrou, dacă citești Biblia, la servici, dacă te comporți frumos. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Că și tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Astea sunt caracteristicile sării din punct de vedere spiritual. Pentru că, iubiții mei, substanța face diferența, nu forma. Noi avem formă, ne îmbrăcăm toți la costum, îți iei un batic, o fustă și zici, bă, sunt mare pocăit. Aproape zero. Substanță este? Este substanță. Nu. Pentru că uitați-vă, un kilogram de aur e 50.000 de euro, un kilogram de fân e 30 de bani. Ați înțeles? Substanța face diferență. Care e scopul nostru oare să avem sau să fim? Cât timp pe zi petrecem pentru a avea și cât timp pe zi petrecem pentru a fi, pentru a deveni? Pentru a lua Iisus chip în noi. Sarea e compusă din două elemente, ambele otrăvitoare, sodiu și clor. Dacă stau separate aceste două elemente, sunt otrăvitoare. Ați văzut doi creștini certați? Știți câtă otravă poți să aducă oia? Toate predicele invitaților ți le anulează doi creștini certați. Tot. Dar doi creștini care stau împreună sunt o binecuvântare. Sodiu și clorul când se unesc sunt o binecuvântare. Vreau să mai spun ceva despre sare, câteva lucruri. În orice mâncare poți să înlocuiești anumite zarzavaturi. De exemplu, n-ai morcov, ai pus păstârnac, pătrunjel, n-ai făcut acolo, n-ai orez, ai pus cartofi în ciorbă. Spuneți-mi sarea cu ce o înlocuiești. Sarea nu poate fi înlocuită cu nimic. Creștinul nu poate fi înlocuit cu nimica. Orice alt om de pe planetă poate fi înlocuit. De exemplu, merg la o școală, nu? Vrei să vorbești cu domnul director? Nu e acolo, dar e secretara. Poți să vorbești cu ea. Merg la chirurgie, șeful de etaj, îl cauți, nu e acolo. Bun, vorbești cu șefa de salon. Mergi în alte părți. Nu, mergi la primărie, nu e domnul primar. Vorbești cu viceprimarul. Spuneți-mi, dacă mergi la biserică și nu este creștin, cu cine vorbești? Că n-ai cu cine. O zis Domnul către Avram, dacă sunt 10 oameni care trăiesc o viață sfântă în Sodoma și Gomora, țin cetatea asta în picioare. Dacă Parisul e în picioare astăzi, e pentru că mai sunt oameni care trăiesc pocăință. N-ai vrea să te alături și tu lor? Mai spun ceva despre sare. Valoarea sării nu se vede în solniță. Valoarea sării
se vede în mâncare. Noi aici acum suntem însolnite toți, știți? Peste 40 de minute, 45, o să plecăm. Atunci se vede cu adevărat cine e sarea. Sarea, iubiții mei, mai are ceva frumos. Sarea dă gust. Dă gust mâncării. Oare rămâne un gust frumos după tine, după mine? Am avut oameni care m-au vizitat acasă. Când au venit, m-am bucurat. Când au plecat, m-am bucurat și mai tare. Pentru că nu a rămas gust după ei. M-a sunat cineva într-o zi de Cristi să spun ce-a făcut pastorul ăla, ce-a făcut prorocul ăla. I-am zis, mă, dacă vrei, îți dau numărul de la Remat. Acolo se strânge gunoiul. Deci, dacă vrei, ai gunoi, eu încerc să... Eu mie nu mă ajung în 3 tomberoane pe săptămână ca să scap de gunoi. Nu se mai strâng. Nu? Apropo, vreau să vă spun ceva. Știți că albina face miere și musca umblă pe-n gunoaie. Ați mâncat careva miere de muște? Gratis să primiți 3 tone. Eu n-aș mânca. Gratis să-mi dea cineva. Din ce cauză? Că știu pe unde umblă musca. Dar miere adevărată. Și ce trebuie să facem miere adevărată? 40.500 de kilometri parcurg 1.200 de albine și culeg polen din 2 milioane de flori pentru un kilogram de miere. Așa că se face ușor miere. Știți ce rare sunt creștinii care mai lasă miere în urmă, care lasă un gust plăcut. Sarea, iubiții mei, mai spun un lucru și plec mai departe. Sarea mai face ceva. Sarea conservă. Conservă. Bunicii noștri nu aveau oțet cum avem noi și foloseau foarte mult sare pentru a pune murături, pentru a păstra ceva pentru o vreme îndelungată. Știți că scrie în Biblia despre conservare. Maria păstra aceste cuvinte în inima ei și se gândea mult la el. Într-o biserică, îmi spuneau frații alaltă ieri, nu departe de voi de aici, de afara Parisului, cum s-au închis, cum au zis frații, zice, cum au zis frații cu pacea Domnului biserica liberă și au închis laptopul ăla de la laptop, au zis, bă, zice, îi 1-0 în minutul 2, mă. Deci el era, deja, nici nu era gata programul, că deja era conectat. Vă dați seama câtă predică a rămas el în ziua aceea. Apropo, mai știți ce s-a predicat duminica trecută? La noi în Arad a fost și este 6, unul Ducadam, care a apărat nu știu câte penaltiuri în 8-6. Toți pocăiții și nepocăiții știu de Ducadam din 8-6. Dacă intri ce s-a predicat acum 3 săptămâni, nu mai știu nimeni. Știți de ce? Pentru că nu mai suntem sare. Maria păstra aceste cuvinte în inima ei și se gândea mult la ele. Asta ar trebui să facem, iubiții mei. Iau cuvântul Domnului, îl strâng în inima mea, nu? De ce? Ca să nu păcătuiesc. Ca să nu păcătuiesc. 2. Sarea creștinul care este. 2. Lumina creștinul care face. După ce Dumnezeu ți-a schimbat viața și a făcut din tine sare, un creștin cu proprietăți speciale, atunci tot ce faci pentru Dumnezeu are valoare. Altfel nu are valoare, că și domnul Becali dă 1.000 de euro, dar și când te înjură de mamă, te ferească Domnul. Adică, iubiții mei, ce vreau să înțelegem astăzi? Dumnezeu, înainte să facem ceva pentru El, vrea să devenim ceva. Dacă băiatul meu, care poate să plece mai târziu, nu știu pe unde să lucreze, îmi trimite în fiecare euro acasă, că poate și voi, unul dintre voi, trimiteți la părinți sau la bunici, și mă înjură și mă blastă, așa, e că mă bucur de 100 de euro. Dar n-am nevoie de 100 de euro. Eu am nevoie să mă asculte, să mă respecte, să mă cinstească, să păstreze mărturia bună care am încercat să o iedau. Dumnezeu, înainte să faci ceva pentru El, vrea să fii ceva. Și acum ne uităm la lumină, la creștinul care face, la creștinul care arde. La bec, la lumânare. Iubiții mei, becul are valoare doar dacă e conectat la sursă, să știți. Eu n-am putut să-mi caut nimic apă în casă când am avut nevoie de lumină aprinzând un bec care era în dulap. N-ai cum. Deja vă tragi de dulap să cauți ceva dacă becul e acolo. Becul trebuie să fie conectat la sursă. Valoarea ta și valoarea mea e dată prin conectarea la cer. O zis Domnul Iisus Hristos, eu sunt lumina lumii, într-o parte. Și în altă parte zice, voi sunteți lumina lumii. Adică și eu luminez, dar dacă voi sunteți conectați la mine, și voi luminați. Vreau să mai subliniez un aspect. Becul sau lumânarea nu luminează pentru el. Ați văzut când ați aprins becul în casă să zică, becul, uitați-vă ce fain este.
Dar știți câți creștini am văzut supărați? Mai ales surorile au o problemă aici. Dacă se supără pe mine, nicio problemă. Ce nu m-au băgat în seamă, auzi? Tai. Nu m-au salutat, mă. Păi înseamnă că ai fost bec, nici n-am băgat becul în seamă. Nu? Eu am băgat covorul în seamă, am băgat banca în seamă. Nu? Iubiții mei, becul nu trage spre el. Becul întotdeauna luminează pentru alții. Vine o zi când va trebui să închizi ochii. 4300 de ruși au închis ochii deja pe front. Murim nevinovați din cauza unui nemernic care i-a trimis la luptă. În ziua când ai închis ochii sau când o să închizi ochii, calea câtor oameni ai luminat-o. Ce bec frumos am fost eu, dar eram în dulap. Cel mai scump bec din lumea asta nu are valoare dacă nu luminează. Iubiții mei, toți ardem pentru ceva în viața asta. Te întreb, pentru ce arzi? La 2500 de kilometri de noi război, mă așteptam să ardem la rugăciunea azi. M-aș fi bucurat să n-am timp de predică. Dar știți cum e românul? Bă, zice, bine că nu mi se întâmplă mie, mă. Slăviți, mare, mare Domnul, zice. Să moară alții, să se întâmple orice, nu contează. Câtă vreme la mine, așa o zice Ezechia. E important că în viața, în timpul vieții mele, e bine. Că după mine Manase o să fie cel mai groaznic împărat, nu mă interesează. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să ardem pentru Evanghelie, pentru lucrurile spirituale. N-ați observat, pentru un ban în plus, omul merge până la capătul lumii. Pentru Dumnezeu nu merge până la biserica de pe drum, de în colț. Nu? Există creștinism masiv, există creștinism activ, există oameni care ard și există oameni care sunt de design. În Londra s-a luat curentul acum câteva zeci de ani, pentru câteva zile și a fost anunțată această pană de curent și oamenii, unii au ascultat, au mers și au luat lumânări din timp, alții au zis, lasă că vedem la urmă ce-o fi. Când s-a luat curentul, s-au apucat și ei să caute lumânări. Au mers în magazin, nu s-au mai uitat, erau lumânări în magazine, le-au băgat direct în plasă, direct în coș. Când a ajuns acasă, scria așa pe ele, lumânări de design. Aprinde-le dacă poți. Știți câți creștini avem de design? O grămadă. De design. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne aprindem. Și te uiți când se roagă un om și vezi dacă i-a prins, nu? Te uiți cum vine la biserică. Te uiți când e vorba de o colectă pentru cineva. Te uiți când e vorba de o cauză, de o mijlocire, de a intra în post. Ce frate, eu nu mă bag, zice. Dar bine că atunci când îi ceartă, te baci. Nu? Când îți alegeri, ești primul care vii cu pixul și așa ta, îngroșat încă. Să vadă că l-ai tăiat. Atunci te bagi. Dar când e vorba pentru ceva bun, nu te bagi. Vreau să vă spun, iubiții mei, că dragostea fără sacrificiu e doar pasiune. Creștinismul fără sacrificiu e doar o religie. Nu o relație. Avem la noi la biserică o soră oarbă. În vară cineva... Administratorul nostru a văzut-o venind la biserică cu sucitoarea, cu ouă, cu făină și a întrebat-o, ce faceți? Și a zis, am venit să fac tăieței pentru familie cu mulți copii. Au ajuns orbii să facă tăieței, că ea care văd n-au timp. Îți pe șantier, să ocupați, mai strâng o claie de fân, să avem ce arde la final, nu? Când am muncit acolo la biserică cu frații, la una din mese era soțul ei venit. L-am întrebat, ce cauți aici? Din 300 de oameni în ziua aceea, el și încă o frate bătrân o fă la lucru. Și au zis, Cristi, am vrut să punem și noi bani, dar n-avem bani. Dar zice, m-a trimis soția și eu m-am decis, o rămas ea acasă singură, dar am venit să pun și eu la betonieră, să fac și eu ceva. La final au scos doi cozonași dintr-o plasă din aia așa mai veche, de rafie, și au zis, soția mea care e oarbă, vă roagă să gustați cozonacele ăștia, eu făcut pentru voi, care lucrați aici. Au ajuns orbii să facă cozonaci. În timp ce alții de biserică spuneau, dar ce vă trebuie renovare, zice? Lasă-mă, ocupați-vă de alea spirituale, zice. Dar casa lor era Neckerman, știți? Dar pentru Domnul, e bine oricum. Iubiții mei, noi toți ardem pentru ceva în viața asta. Unii ard pentru fotbal, alții ard pentru bani, alții ard pentru haine. Spunea un băiat, Cristi, dacă văd un plover pe Instagram, nu se poate să nu-l iau. Și dacă intru în datorii, și dacă intru pe credit, în bancă, nu contează. Era mor după haine. Tu pentru ce arzi? O zis Pavel,
În Fapte 20 cu 24, eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Atunci când ții la Evanghelie, întotdeauna te doare când cineva cade din Evanghelie. O zis Pavel, cine cade în păcat și eu să nu-l pun pe WhatsApp, nu? Așa cu satisfacție am văzut pe unii trimisând mesaje, o căzut și eu la împăcat, zice, slăvit să fie Domnul. Știam eu că o să cadă, că ta la balcon stătea. Iubiții mei, când o căzut Euti, cred că mulți frate au zis, mă, i-am tot spus lui, să nu mai vine cu gumă în gură, să nu mai vine cu păr așa în sus. Dar uite că Domnul e mare, Domnul face dreptate. Așa au zis Pavel. Pavel a oprit predica și o mărș și l-a luat în brațe pe omul. Știți de ce? Că o ars pentru el. O ars. Matei zice cu 39, cine își va păstra viața o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Pe câți oameni a iluminat până acum? Am văzut oameni care au muncit 30 de ani la fabrică și în 30 de ani nu s-a pocăit niciun coleg de-a lor. Păi iubiții mei, cum poți să spui că ai ars 30 de ani? 30 de ani și n-ai influențat pe nimeni. Te va întreba Dumnezeu și o să vezi pe peronul cerului, nu? Cât o să vină la tine să te îmbrățișeze, să zică, din cauza ta m-am pocăit. Din cauza că tu ai fost o lumină. Că oricum ceara curge, nu? Dar la final, când e gata lumânarea, oare s-o meritat arderea? S-o meritat? Un frate slujitor din județul Hunedoara a murit anul trecut, în luna mai. În luna ianuarie, Domnul i-a spus personal prin vis, când se coc cireșele, te iau acasă. Nu știu, v-ați bucurat să vă spună Domnul anul ăsta când... Doamne ferește, zice, alt proroc nu mai aveți, zice. Că nu ești gata. El s-a bucurat. În martie au mers la Cluj, au zis, doctor, ai venit prea târziu, cancer la stomac. În aprilie au mers la biserică și au zis iertare pentru tot ce au greșit. Că numai aia care lucrează greșesc. Aia la alți care stau și mănâncă semințe, aia nu greșesc cu nimica. Aia nu deranjează pe nimeni, știți? Nici diavolul n-are treabă cu ei. Totul le merge bine. La începutul lui mai au venit copiii și au dus cireașa să mănânce. S-au uitat la ele și au zis, clipa plecării mele este aproape. Înainte să plece, l-a sunat pe un prieten meu și au zis, ne vedem în cer. E ultimul telefon care ți-l dau, zice, sunt bucuros, plec la tatăl. Iubiții mei, n-ai cum să fii bucuros în ziua plecării, decât dacă ai trăit cu Dumnezeu toată viața. O zis Pavel că și pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri, singura variantă în care moartea e un câștig e dacă viața a fost cu Hristos. Și uitați-vă la Ucraina, uitați-vă la Rusia, poți să mori din greșeală, să zic așa, nu? Ricoșează un glonț în tine, e bombardată o clădire rezidențială din greșeală și poți să pleci. Ieri o mașină de civil care se îndrepta spre graniță a fost lovită de ruși. Deși n-au voie să tragă. O murit tata, mama și trei copii. Poți să pleci. Ești gata? Frate, zice, eu mă pocăiesc în ultimele 5 minute din viață. Dar cine-ți garantează că în ultimele 5 minute din viață o să ai lângă tine un predicator? O să ai o Biblie la îndemână? O să ai un pastor să te mărturisești? Da, frate Chris, dar n-ai văzut că și tâlharul? Dar ăla nu s-a pocăit. Și avea pe Iisus lângă el. Cine îți garantează că o să am la terapie intensivă pe Iisus lângă mine? Nu? O mie de lumânări pot să fie aprinsă de la o singură lumânare, iar viața aceleia nu va fi scurtată. Pe câți ai aprins? Niciun chibrit nu poate aprinde ceva dacă nu a fost el aprins mai întâi. Doamne, mai ridică în biserica asta creștini care ard. Se vede. Când cineva arde, se vede. Și în ultimul rând, dar vreau să mai spun ceva. Matei 5 cu 15, oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic. Și au zis unde trebuie să luminăm prima dată. Luminează tuturor celor de unde? Din casă. Am văzut copii speriați în biserică. Când s-a rugat taică, s-a nu l-a recunoscut. O zis, el-i tata? Mă, fiat, ce să roagă, mă, excelent. Dar acasă nu mă urlă pe noi. Mi-a scris o fată și mie și la soție, am arătat scrisoarea. Frate Cristi, am 20 de ani. În 20 de ani, tatăl meu nu ne-a chemat odată la rugăciune.
Iubiții mei, eu nu pot să luminez pe stradă dacă nu luminez mai întâi acasă. În Gadara Dumnezeu a eliberat prin Iisus Hristos un îndrăcit și ăla a zis, Doamne, lasă-mă să mă duc pe tine. Ce a zis Iisus? Du-te mai întâi acasă la ei tăi. Să vadă soția mai întâi, să vadă mai întâi copiii tăi că ești pocăit. 3. Cetatea, creștinul care se vede. Încă nu s-a inventat pătura sau draperia care să poți să o tragi pe societate. Să zici, mă, nu vă uitați la ea. Nu. Noi la Deva avem cetate, la Șiria, Rădenii, știți că este o cetate de 4 secole, cel puțin. La Șoimos este cetate, la Râșnov, la Brașov este cetate. În Bucovina sunt câteva cetăți. Spune psalmistul, Ierusalime, tu ești ca o cetate făcută dintr-o... Știți că o piatră care e singură la spart geamuri le ajută. Atât. Dar mai multe pietre când le pui împreună fac un zid. Ierusalime, tu ești ca o cetate făcută dintr-o bucată. Oare sunt și eu astăzi o piatră în zidul bisericii? Dragii mei, asta e frumusețea la cetate, că ea se vede, nu poate să rămână ascunsă. Știți câți pocăiți am întâlnit ca și polițiști în civil? Sub acoperire. Nu știai că-s pocăiți. La biserică cu pace, afară cu ceaua. La biserică, într-un fel, afară, afară ziceai că o ieși din discotecă. Așa strâns pantaloni avea pe ea. Nu-ți dădeai seama. Bă, oare e Rebecca, e Dalila? Nu știai cum să o saluzi. Eram undeva în Kaufland și îmi spune o soră, dar eu nu știu că e soră, am crezut că e prietenă. Pace, frate de Crist. Am vrut să zic, pace, bună ziua, nu știam cum să zic, să nu o jignuia, știți? Zici pace la Dalila să supără, nu? Ea nu-i cu pace. Iubiții mei, asta vrea să spune Domnul aici, dacă ești creștin adevărat, se vede. Oriunde mergi, se vede. Unii sunt citate la biserică și afară cutie de chibrituri. Îi vezi în biserică. Har, bucurie și afară să faci mic, nu-l mai recunoști. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, fă-mi o cetate. Cei care se uită la mine să-L vadă pe Iisus. Nu? Vrem să-L vedem pe Iisus. Mă gândesc la David Brainerd, omor la 29 de ani. Vă recomand să citiți jurnalul lui. Omul acesta o trăi cu Dumnezeu. Inspirat de trăirea lui David Brainerd, Jonathan Edwards și-a petrecut ultimii 8 ani din viață ca misionar printre indieni. William Carey, recunoscut ca părintele misiunii moderne, a prețuit așa de mult istoria lui Brainerd, încât i-a încurajat pe colegii de studiere să citească de 3 ori pe an. John Wesley a îndemnat pe toți predicatorii din vremea lui să studieze cu atenție viața lui Brainerd și să-i urmeze exemplu. Henry Martin a citit viața lui și a plecat în India. Robert McCain a plecat misionar pentru evrei după ce a citit viața lui David. Jim Elliot a plecat în America de Sud. De ce? Pentru că 29 de ani David Brainerd a fost o cetate, o lumină și a fost sare. Și a influențat și pe alții. Și eu folosesc mult mărturiile altora în predicile mele. Dar știți ce mi-a spus Domnul într-o zi? Câți vor folosi mărturiile din viața ta în predicile lor? Și m-a pus pe gânduri. Cât o să poată să zic că vreau să fiu ca și omul ăla. Vreau să fiu ca și el. Iubiții mei, așa ar trebui să ne trăim viața încât să putem să spunem copiilor noștri ce a spus Gedeon către armata lui. Uitați-vă la mine și faceți ca mine. Grele cuvinte. De multe ori spunem, uitați-vă la ăla, uitați-vă la ăla, faceți ca și el. Să poți să spui la colegii de la serviciu, uitați-vă la mine și faceți ca mine. Mai e ceva frumos la cetate, nu? Cetatea rămâne peste viacuri. Moare un pocăit. Știți la câte mormântări am fost și n-am știut ce să predic? Că unii spuneau că au fost pus la disciplină. Păstorul a zis că l-au văzut numai la evanghelizări la biserică. Alții spuneau, da mă, dar au fost botezat. Te căutai, ce să predici? Că nu se pot ridica niciun text. Am un prieten, Dani Popa, de la Săcălaz și o mărs la o mormântare într-o zi. Și-a vrut să citească din 2 Timotei, ultimul capitol, 4. M-am luptat lupta cea bună, am sfârșit alergarea. O zis păstorul, Doamne, ferește să citești asta. Caută altceva, zice. Ăsta a fost cel mai rău om din biserică, zice.
Iubiții mei, am pentru voi o motivație. Am pentru voi un gând. Trăiți-vă viața în așa fel încât păstorii să nu exagereze la mormântarea voastră. Că pe multe cruci scrie oforobul Domnului, dar știți ce a fost? Oforobul pornografiei, oforobul curviei, oforobul minciunii. Dar dacă îi dai 100 de euro la ăla care îți face cruce la final, nu? În timpul vieții, oamenii îți fac cruce gratis, la final numai pe bani îți fac. Dacă îi dai 100 de euro, scrie și că ai fost Sfântul Petru. Orice scrie. Numai că nu ce scrie pe cruce contează, ce scrie în sus contează. Dar ce frumos e să merg la câte o mormântare și să zică fratele pastor, auzi, ai toată libertatea. Eu am pățit unde mi s-a spus asta, dar am pățit unde mi s-a spus să nu cumva să te legi de ăla. Dă-i pace, lasă. Vorbește ce vrei, dar nu despre el. Că viața lui nu a fost cu cuvântul Domnului trăită împreună. A fost paralel, ca liniile de tren. Dar zice, mă, ca Samson, dacă a fost în pe secretariat, i-am făcut în biserică acum. Ce să facem? Ce frumos e când pleci de aici să fii o cetate. Numai că o cetate nu se face în ultimele 5 minute din viață, știți? Hai să construim repede o cetate. Facem mărturie frumoasă. Dar nu. E nevoie de 10 de ani ca să faci un nume bun. Și ai nevoie de 2 minute ca să-l distrugi. 10 de ani ca să construiești un nume bun. Să poți să spui, ăsta a fost omul Domnului. Eram undeva într-un sat, într-o biserică, și am întrebat, cum s-a înființat biserica asta? Și unul din cei de la Amvon a zis, a fost bunicul meu, nu a fost predicator, nici proroc, dar a fost un om sfânt. Jumate din biserica de aici s-a pucăit din cauza lui. El a murit. În ziua când a murit, ortodoxi și penticostalii toți și-au luat liber de la servici. Și-au venit la mormântare. De ce? Pentru că a fost un om al lui Dumnezeu. Iubiții mei, gândiți-vă la finalul vieții voastre, gândiți-vă ce rămâne după voi. O zis Ludovic al XIV-lea, după mine potopul. Așa e că cuvinte faine astea. Nu cred că un pocăit are voie să zică lucrurile astea. După mine ar trebui să rămână o familie binecuvântată, după mine ar trebui să rămână o mărturie frumoasă, numai că asta cere timp, nu? Închei, amintindu-vă de ce spunea ce spuneau fiii lui Sceva? Pe Iisus îl cunosc. Nu era ascuns Iisus. Și pe Pavel îl știu. Atunci când trăiești cu Dumnezeu, trebuie să te știe și cerul și iadul. Dar voi? Cine sunteți? Cine sunteți? Iubiții mei, nici Iisus n-a trăit în anonima, nici Pavel. Eu cred că nu-s la voia întâmplării, sunteți în Paris. S-ar putea Dumnezeu să te pună să lucrezi în casa unui om sau unei doamne. Să lucrezi într-o fabrică, să lucrezi undeva și să nu fie niciun pocăit acolo. Și în ziua judecății Dumnezeu să spună acelei familii, ți-am trimis din România o flacără, ca să nu ai scuze în ziua judecății. Ești o flacără acolo unde ești? Sau când te întreabă de ce nu fumezi? Păi zice, nu fumez că, n-am știut cum e, mă dor plămânii. Nu, zic că ești pocăit. Doar nu-i rușine să spui, nu? Închei spunându-vă că am slujit în Bihor în urmă cu aproximativ un an. A murit o soră în vârstă, nu o cunoșteam. Nepotul ei, care mi era prieten, m-o chema la mormântare. M-am tot gândit oare ce să predic și la îndemnul Domnului am simțit așa nevoia să mă uit pe necrolog. De obicei nu mă uit pe necrolog, că sunt multe exagerări acolo. Sunt multe neamuri care salută din Elveția. Verișoare, nepoți, să umplem o pagină, știți, că n-avem ce să scrie. Ce să scrie? Și m-am uitat pe necrolog și sus scrie așa, că și pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. M-am uitat mai jos și am văzut că sora respectivă, Veronica, s-a născut în 1932, în Usaseu de Criș. La 10 ani a rămas orfană de tată. La 13 ani îl primește pe Domnul Iisus ca mântuitor în viața ei și primește Duhul Sfânt. Mama ei, Elisabeta, când a auzit lucrurile astea, s-a întristat. Mama ei nu era pocăită, nu vrea să audă de pocăință. I-a spus la Veronica, m-ai făcut de rușine și pentru că m-ai făcut de râs, o să dormi în graj de acum înainte. Și scria pe necrolog exact ce vă spun acum. Câteva nopți la rând, mama nu i-a mai dat voie să doarmă în casă cu ea în pat, ci în graj cu animalele. Nu mi-a venit să cred. Un necrolog cum n-am mai văzut.
Spunea acolo că acolo în graj, Veronica se ruga, lăuda pe Dumnezeu, vorbea în alte limbi, cânta cântări de slavă. Păi noi nu cântăm în cameră, ce să cântăm în graj? Noi punem YouTube-ul să cânte. Nu o să aibă YouTube-ul răsplată. Într-o noapte, mama ei, Elisabeta, are un vis. A văzut un pod, la capătul căruia era fiica ei, Veronica, îmbrăcată frumos, trecuse podul respectiv, încălțată cu cizme de aur. Dincolo era o câmpie extraordinară și mama vrea să treacă și ea podul, dar îngerul o oprește și îi spune: tu nu ai voie să treci podul pentru că nu ai veșmintele fiicei tale. Ați văzut că rugăciunile din grajd au un răspuns. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și o scapă din, nu scapă de necaz, o scapă din necaz. O mers mama Elisabeta la grajd dimineața și o cerui iertare și o zis: Veronica, haide, hai că ți-am încălcat hainele, zice. Merg la biserică împreună. M-am uitat la familia care era acolo și am spus: să nu plângeți, n-aveți voie să plângeți. Știți când ar trebui să plângi la o mormântare? Când a murit ăla care e în discotecă, care e cu droguri, atunci trebuie să plângi. Că e o pierdere mare. Dar când moare un om care o trăi pentru Hristos, am văzut acolo pocăiți unul lângă altul, nepoți, strănepoți, din cauza unei fete de 13 ani, care în grajd, n-o spart ușa la grajd, n-o făcut scandal, o măs la comitet. Da. L-o lăuda pe Domnul. Am văzut o familie acolo de oameni pocăiți. Dar nu aveți voie să plângeți, că voi nu pierdeți pe asta. Voi nu spuneți adio, voi spuneți la revedere. Ce se va predica oare când vom pleca noi de aici? Am fost țară? Am fost lumină? Am fost cetate? Aș vrea să ne rugăm în momentele următoare. Să stăm înaintea Domnului cu toată inima. Să ne facem o verificare. Iubiții mei, n-aș vrea predica asta să fie mărturie pentru nimeni. Aș vrea să fie mântuire pentru toți. Cred că fiecare dintre noi ne putem verifica cât am ars pentru Iisus și cât am ars pentru noi. Cât am alergat în Franța asta, în România, să avem, în loc să devenim, să fim mai răbdători, mai înțelepți, mai plini de blândețe, mai plini de Iisus. Cât de mult timp am petrecut cu cartea asta? Ca să ne fie transformată viața și în urma cuvintelor noastre să rămână gust, nu? Să fie bucurie când plecăm, ca și la Tabita, nu? Cred că n-ați observat că la Tabita era plin holul de haine. Pentru Penina nu cred că au plâns nimeni când am plecat de aici. La Tabita au venit femeile și au zis: Petru, noi mai avem nevoie de femeia asta. Mai avem nevoie. A fost o lumină pentru noi. A fost o lumină. N-ai vrea să fie o lumină în seara asta, în dimineața asta? Haideți să ne ridicăm în picioare. Să facem o rugăciune din toată inima și Dumnezeu, dacă sunt decizii noi care să iau, să le vadă, să le noteze și să ne ajute să ne schimbăm viața în bine. Amin. Ne rugăm.